În piața din orașul Gloden este mare îmbulzeală. Glodenenii fac cumpărături pentru Paștele Blajinilor. Pentru a face toate rânduielile tradiționale, cetățenii vor cheltui între 200 și 1000 de lei, independență de buzunarul fiecăruia. Cornul e la marginea. Cel mai frecvent pentru pomeni se cumpără prosoape și veselă. Pentru cei cointeresați, comercianții au o gamă vastă de produse. Chiar și așa, aceștia susțin că vânzările sunt foarte slabe. Am cerșcuți mititiele pentru copilaș, frumușele de 6 lei, miticuță în upacovăcică. Și am farfurioare de 6,50. Mai sunt mai de 6? 6,50. Și e cam așa un set frumos pentru cafea, pentru ceai de 50 de lei. Farfurii ceva mai originale decât în altele. Nu îi poți pui și mai multe fieluri, 3-4 fieluri de, la un preț de 18 lei. Sunt diferite, sunt ea ca salate, tot ceva mai original de 18 lei. Nu, de 12. Tu cum gândești? Sunt vânzările? Că e legat cu criza, că e legat cu că n-au bani, că e legat cu situația, că cu și, dar vânzările nu sunt chiar prea mari. Oamenii susțin că Paștele Blajinilor e o zi specială de comemorare a celor morți, iar pentru aceasta sunt dispuși să cheltuie cât este necesar. Cei mai nemulțumiți de prețuri sunt pensionarii, care nu-și pot permite de toate pentru Paștele Blajinilor. Mășăruit mai ieftin. De ce? Da. De ce? De când avem părare, suntem pensionieri și nu ne ajunge. Ră 350. Cum se fac păiețurile? Normale. N-aș zice că e scump, fiindcă, mă rog, asta e piața. Încă nu de tot am cumpărat. Mai am cumpărături. E, vreo 300, dar trebuie să mai cumpăr. Cum se fac prețurile? Cam mari. Cam mari, dacă e în ajunul sărbătorilor, oricum sunt prețuri mult mai mari decât ca de obicei. Paștele Blajinilor se va sărbători duminică la 1 mai, iar în unele localități, luni pe data de 2 mai. Marina Lazăr, Moldovanu, pentru Știri.